Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vrancea a premiat astăzi cele mai importante firme din județul Vrancea pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2015. Evenimentul Topul Firmelor de Succes din Vrancea a ajuns la cea de-a 23-a ediție. Manifestarea oferă prilejul de a continua o frumoasă tradiție, celebrând și încununând cu laurii recunoașterii succesul înregistrat de cei mai reprezentativi agenți economici vrânceni, a căror activitate s-a distins în anul 2015 prin performanță, seriozitate și constanță. Clasamentul rezultat prin rularea aplicației informatice de realizare a topului evidențiază competența, valoarea și seriozitatea primelor 10 firme structurate pe grupe, domenii de activitate și clase de mărime. Întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari și întreprinderi foarte mari. Printre criteriile utilizate la elaborarea topului firmelor de succes se numără cifra de afaceri netă, profitul de exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane, eficiența utilizării capitalului angajat. Topul firmelor de succes 2016 a fost realizat prin prelucrarea datelor din situațiile financiare ale firmelor pe anul 2015, conform unei metodologii unitare aprobate de Comisia de Realizare a Topului Național și aplicate la nivelul întregului sistem cameral din România. În acest an au fost înscrise în procesul de selecție 34.645 de firme, dintre care 8.393 au depus bilanțuri. Ne bucurăm să ne revedem în această întâlnire tradițională pe care Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vrancea obișnuiește să o facă pentru a trece de revistă și a felicita pe toți cei care cu un an de zile în urmă, în activitatea pe care au desfășurat-o, au obținut rezultate remarcabile și care, iată de ce să nu o recunoaștem, susțin cu seriozitate și credință economia Vrancei. Pentru că vorbim de mediul de afaceri, de oamenii de afaceri, de firme din Vrancea, trebuie să știm că aici este un sector important în care se muncește cu multă dăruire, cu multă pasiune și cu foarte mare seriozitate. Și e îmbucurător pentru mine, cel puțin, dar și pentru cei care primesc Camera de Comerț, Industrie și Agricultură, să vadă că, iată, sunt la oaltă la masă și dintre pionierii mediului de afaceri vrâncean, dar că, iată, au avut și tineri, firme noi, care, prin obiectul de activitate și prin munca susținută pe care o desfășoară, reușesc să obțină rezultate și să se impună în domeniul de activitate pe care îl au. Sunt deosebit de onorat și mulțumesc pe această cale domnului președinte Sorin Bornic pentru invitație la 23-a ediție. La 23-a ediție a topului firmelor din Vrancea. În drum spre această frumoasă locație, discutam cu colegii mei și parcă mai ieri ne întâlneam acum 7 ani la Hotelul Unirea, la o altă ediție a topului firmelor din Vrancea. Iată că timpul trece, nu iartă pe nimeni, dar ne bucurăm că o parte de acum dintre dumneavoastră care au fost acum 7 ani sunt prezenți și astăzi și asta ne bucură foarte mult. Eu vă doresc, atât din numele meu personal, cât și din numele președintelui Consiliului Județean Vrancea, domnului Marian Oprișan, mult succes în continuare, că fără mediul de a face o economie nu se poate face. Mult succes, multă sănătate, multă baftă și să dea Domnul să ne vedem sănătoși și la 25-a, și la 30-a, și la 5-a ediție a topului firmelor vrâncene. Mulțumesc, nu în ultimul rând, oamenilor de afaceri, dumneavoastră, tuturor celor care sunteți în sală, dar și multor altora care au avut rezultate meritoase în decursul anului trecut, care au rezultate foarte bune și în acest an, și care fac ca economia vrânceană să fie bine reprezentată și la nivel național. În selecție au intrat un număr de 34.545 de firme, inclusiv firmele inactive în procedură de dizolvare, PFA-uri, etc.
din care 8.393 au depus bilanțul. Au îndeplinit condițiile de bază și au intrat în competiție 2.271 de firme. În topul firmelor din acest an s-au clasat 1.390 de firme clasate pe primele 10 locuri la 6 domenii de activitate. Ca informație, dintre aceștia, 58 de firme sunt membre ale Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vrancea. Topul firmelor este organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vrancea în conformitate cu articolul 4 din litera N din Legea Camerelor de Comerț și Industrie din România, numărul 335/2007, deci are dreptul să organizeze și să decerneze aceste prime, drept care este dat de lege. Întocmirea clasamentului topului județean al firmelor 2015 a avut ca bază metodologia unitară stabilită la nivelul sistemului cameral din România și un program unitar de preluare și prelucrare a datelor, totul reliefând la data de 31.12.2015 situația reală a firmelor care își desfășoară activitatea în fiecare județ din România. Aseară a debutat cea de-a 41-a ediție a Festivalului Național de Muzică Ușoară Florentin Del Mar. În prima seară de concurs a urcat pe scenă 7 concurenți. Seara s-a încheiat cu un recital al îndrăgitului interpret Ovi. În perioada 3-4 noiembrie 2016 are loc la Focșani ediția 2016 a Festivalului de Muzică Ușoară Românească Florentin Del Mar. Aseară s-a dat startul ediției cu numărul 41, deschis cu un moment artistic al câștigătorului de anul trecut, Elena Petcu. Sigur, concurenții nu sunt obligați să cânte o piesă din repertoriul lui Florentin Del Mar, dar dacă o fac, este aplaudabil. Și ca să vă demonstrăm că acest festival are valoare și că el a descoperit, a promovat și a încercat să susțină oameni care au dovedit în timp că merită să fi câștigat trofeul aici, vreau să vă readuc aminte pe cea care a câștigat anul trecut pe această scenă trofeul Florentin Del Mar. Elena Petcu. Sigur, n-ar fi plăcut ca intrarea ei să fie mai triumfală, dar probabil vă aduceți aminte de anul trecut când a cântat piesa din repertoriul Loredanei, Zigazaga, mi se pare, și cea de-a doua piesă pe care a cântat-o, pe care o vom asculta și astăzi, A Million Stars, o piesă lansată de Luminița Angel, compozitor Andrei Tudor și textier Cristian Faur. Mamă, ce le știu! Doamnelor și domnilor, să spargem viața și să înceapă muzica de bună calitate. Elena Petcu, câștigătoarea trofeului Florentin Del Mar 2015! În prima seară de concurs au urcat pe scenă 7 dintre concurenți, restul fiind programați pentru seara de vineri. După concurs, îndrăgitul interpret Ovi a susținut un recital. Nu te mai vreau, nu te mai plac, singură ta ca mea. Ia-ți masca de cinism și pleacă,
unde-ai vrea. Te părăsesc și cândva, prietena ai fost. Nu vreau să mai rămâi în viața mea. Concursul de interpretare are loc cu acompaniament orchestral Orchestra Viorel Gavrilă. Preselecția a avut loc în septembrie la sediul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, fiind admiși 17 concurenți. Și în acest an, marele premiu este în sumă de 5.000 de lei. Celelalte premii sunt premiul special Florentin Del Mar, 4.000 de lei, premiul 1, 3.000 de lei, premiul 2, 2.500 de lei, premiul 3, 1.500 de lei. Juriul este prezidat de Horia Muculescu. Din juriu mai fac parte Marius Seicu, Viorel Gavrilă, Nicolae Caragea și Ovi. În seara de vineri, Direcția 5 va susține un concert aniversar pentru cei 25 de ani de activitate. Sandra Țăranu, una dintre figurile emblematice ale televiziunii române, a lansat ieri la Muzeul Național George Enescu din Capitală cartea Conversații în foaier. Lucrarea este însoțită de un compact disc și este dedicată tenorului Nicolae Țăranu. Muzeul Național George Enescu din București a găzduit ieri un eveniment editorial deosebit. Este vorba despre lansarea cărții Conversații în foaier a omului de televiziune Sanda Țăranu, lucrare dedicată tenorului Nicolae Țăranu. Volumul este însoțit de un compact disc realizat cu concursul Societății Române de Radiodifuziune. Știți că dacă anul trecut, pe vremea asta, mi-ar fi spus cineva că voi fi aici cu dumneavoastră, că voi lansa o carte care se va intitula Conversații în foaier, alături de un CD, care să ne amintească despre cel care a fost artistul liric Nicolae Țăranu și care, uite, se împlinește un an, mâine se împlinește un an de când a părăsit definitiv această lume. Probabil că i-aș fi spus, fugi, domnule, de aici, ești nebun, tu te și te caută, e ceva în regulă cu dumneata. Și uite că se întâmplă. Se întâmplă că soarta ne lovește așa cu un drăsnet de ne răstoarnă toată viața, că nu mai știm nici pe ce lume suntem. Acum am să știu pe ce lume sunt și mai ales unde sunt. Împreună cu dumneavoastră, în Palatul Cantacuzino, adică sub cele mai bune auspicii, sub cele mai potrivite auspicii pentru cineva care a îmbrățișat o carieră muzicală. De la acest eveniment nu au lipsit oameni de cultură, oameni de televiziune, prieteni ai autorului sau pur și simplu oameni care l-au cunoscut și îndrăgit pe artistul Nicolae Țăranu. Ce frumos, stimată doamnă Iuliana Marciuc, ați venit astăzi aici să ne amintim de lucrurile tare frumoase de pe lumea asta. Din București, ăsta cam prăfuit ce e drept. Am venit cu mare bucurie și chiar mă gândeam că a fost așa ca o oază de liniște într-o viață extrem de tumultoasă, un moment emoționant și este bine ca din când în când să ne mai încălzim sufletele cu astfel de momente, deși un moment trist pentru Sanda Țăranu, dar și încărcat de bucurie. O contradicție exact cum este toată viața până la urmă. Ne-am amintit de domnul Nicolae Țăranu, este un efort extraordinar pe care doamna Sanda Țăranu l-a făcut pentru domnia sa, pentru partenerul ei de o viață și îi mulțumim pentru asta. Cazi, uite, Dumnezeu a vrut ca să ne întâlnim astăzi aici, în cadrul ăsta minunat, tocmai ieri. Le-am predat unor elevi de-ai mei despre George Enescu, care este pasiunea vieții mele în ceea ce privește compozitorii români. Și uite că astăzi sunt aici cu lume foarte, să zic așa, cam lume bună, cu lume deosebită, cu oameni intelectuali de adevăratele.
aici unde l-am întâlnit și pe Tavi, de care chiar mi-era dor. Bine, eu sunt oarecum la mine acasă, doar am urcat câteva trepte pentru că noi avem redacția jos la Demisol, redacția revistei Actualitatea Muzicală, acolo e și editura muzicală unde a fost tipărită această carte extraordinară dedicată unui om atât de bun, de blând și de curat. Nu mai spun de asta, eu vorbeam de omul Nicolae Țăranu. Sanda m-a sunat de anul trecut să mă întrebe unde poate să fac o carte, să fac. Am îndreptat-o către editura muzicală și bine am făcut, pentru că unui artist de talia lui Nicolae Țăranu trebuie să-i acorzi un cadru muzical. Și editura muzicală, unde sigur că au apărut atâtea cărți despre tot ce înseamnă muzică de valoare, trebuie să îi acordăm spațiul necesar. Mă bucur foarte mult că ne vedem, mă bucur că ești în această casă a muzicii, în care... Ne-am văzut de multe ori, de multe, multe ori, asta e situația. Mă bucur că Sanda, pe care o văd și acum ținându-se de mână cu Nicolae, au fost cuplul cel mai tandru, cel mai drăgăstos, cel mai apropiat pe care l-am cunoscut vreodată. Da, probabil că această carte era frumos să apară înainte de a se sfârși el, de a pleca din această lume, dar nimeni nu s-a aștepta. Nu vreau să plec de aici, stimați telespectatori, până nu vă prezint și pe doamna Magda Jica. Magda Jica este sora doamnei Sanda Țăranu și mă bucur din suflet că spuneți că sunteți o urmăritoare a emisiunilor mele, deși stați în București. Urmăresc foarte mult, am văzut o emisiune a dumneavoastră cu sora mea, Acasă la ea, care a avut loc acum vreo 3-4 ani în urmă. Mi-a plăcut foarte mult modul în care ați realizat această emisiune și de atunci am început să vă urmăresc și am văzut că faceți emisiuni cu mari actori, personalități din diverse domenii și am urmărit aceste interviuri pe care le-ați luat. Iar acum de curând a fost o emisiune foarte frumoasă la Buzău cu sora mea și cu doamna Iuliana Tudor și cu preasfințitul Ciprian. Și am găsit emisiunea pe internet și am urmărit-o și am recomandat-o și prietenelor mele și sunt emisiuni foarte frumoase, sunteți un post minunat. Vă mulțumesc, să dea Dumnezeu emisiuni de acum încolo. Sunt chiar emoționată că ați vorbit așa de frumos despre noi. Cu tot dragul și din tot sufletul. Și vă așteptăm la Focșani. Vin cu plăcere. Și azi a fost o zi emoționantă. Da, foarte frumos, foarte frumos. Și Sanda a fost desăvârșită. Desăvârșită, da. Felicitări. Da. Vă mulțumesc la fel și dumneavoastră, sănătate. Sanda Țăranu vorbește cu emoție despre cel care a fost partenerul său de viață și un artist iubit de public. Ne-ai oferit o zi superbă, ne-ai aruncat așa în suflet un sac de amintiri, sau pot să spun că mi-ai aruncat în suflet un sac de amintiri. Mi-aduc aminte de opereta de altă dată, de numele de altă dată, de vocile de altă dată, de manierele de altă dată, etc., etc. Mai mult nu știu, pot să spun ca în Shakespeare, știi? Restul e tăcere. Eu cred că dacă a ieșit astăzi, dacă mi-a ieșit, așa cum mi-era teamă că nu o să-mi iasă cartea, dar așa s-a întâmplat să iasă. Și asta datorită lui, numai datorită lui, pentru că el a fost motivul acestei cărți, el este artistul pentru care am făcut astăzi această memorare. Nu această memorare, această faptă bună pentru România. Această faptă bună, pentru că l-ai readus în memoria. Sper că și eu, prin emisiunea pe care o să o vedeți, stimați telespectatori, vi l-am readus în memorie pe Nicolae Țăranu, mare, mare, mare tenor român. Da, lui nu-i plăcea să-i se spună că e tenor. Deci, nu știu. Zicea, tenor era. Da, sigur că da. Zice, eu nu sunt tenor. Sunt eu, un mare artist. Eu cânt la tenor, știi? La tenor. Eu cânt la tenor, eu nu sunt tenor. Mare artist, într-adevăr, da. Și cu roluri a foarte grele. A fost un partener excepțional pentru mine.
Îmi pare rău că asta este viața. Evenimentul editorial va fi difuzat în cadrul emisiunii Maestri, duminică, începând cu ora 18 pe postul de televiziune Atlas TV. Sâmbătă va fi un nou prilej pentru iubitorii sportului din Focșani să vadă la lucru două dintre echipele orașului. Astfel, cu începere de la ora 13, au loc partidele de volei și fotbal pentru formațiile de la Clubul Municipalității, CSM 2007 Focșani. În sala polivalentă, în cadrul etapei a treia diviziei A2 de volei feminin, echipa CSM 2007 Focșani va primi replica celor de la CSS 90 Medgidia. Focșănencele au o victorie și o înfrângere în 5 seturi în primele două etape ale campionatului. Tot de la ora 13 pe stadionul Milcovul, CSM Focșani 2007 va întâlni în cadrul etapei a 10-a a Superligii Vrancea pe Voința Cârligele. Programată inițial pentru ora 15, partida a fost devansată cu 2 ore, după ce ambele echipe au convenit de comun acord să modifice ora de start. Vă invităm să ne susțineți și să ne bucurăm de o nouă victorie în jocul din penultima etapă a Superligii Vrancea, pe care echipa dumneavoastră îl va avea sâmbătă 5 noiembrie 2016 de la ora 13 pe stadionul Milcovul cu Voința Cârligele. Au transmis Vasile Burgă și Adrian Toma, antrenor și echipa de fotbal a CSM Focșani 2007, dar și Viorel Ciubotaru, director al CSM Focșani 2007. Memorialele Gheorghe Ola și Gheorghe Ene la mini-fotbal au fost câștigate în acest an de ProSport Focșani. Lupta pentru primul loc a fost mult mai echilibrată la Memorialul Ola, acolo unde ProSport 2 a primit o replică foarte bună din partea celor de la CSM Focșani. CSM a condus cu 1-0 în startul partidei decisive, dar ProSport a întors rezultatul și s-a distanțat la 3-1. Echipa pregătită de Alin Samuila a revenit însă și a egalat în repriza secundă la 3, ratând apoi câteva ocazii favorabile de a câștiga partida. În cele din urmă, Lambru a marcat golul victoriei pentru ProSport 2. Surpriza primei etape a fost înfrângerea la scor a primei echipe de la ProSport Focșani. Acesta a cedat cu 9-0 în fața formației secunde. Rezultatul nu trebuie însă să surprindă prea mult în condițiile în care antrenorii de la ProSport au decis să trimită cei mai buni jucători la formația secundă. Până la final, ProSport 2 nu a mai făcut pași greșiți, astfel încât a devenit campioana județului. La finalul întrecerii, Asociația Județeană de Fotbal Vrancea a premiat echipele participante. Întrecerea s-a desfășurat cu sprijinul autorităților locale din Odobești și a clubului ACS Odobești, care a pus la dispoziție sala pentru un adevărat maraton fotbalistic juvenil. În cele două zile, copiii s-au întrecut în meciuri spectaculoase, arătând că fotbalul din Vrancea are viitor. În continuare, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect. Cerul va fi doar parțial înnorat, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 6 și 8 grade, iar cele maxime între 10 și 12 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct ediției știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!